tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am un anunț foarte important. Voi începe să postez regulat, așa că ne vedem cu un clip nou în fiecare luni, vineri și duminică de la ora 6. Astăzi avem try on haul, adică o să încerc toate hainele pe care mi le-am cumpărat. Sunt foarte entuziasmată, așa că eu zic să nu mai stăm de vorbă și să începem. Voi începe cu un articol pe care deja îl port. Este vorba despre această rochie de la Adidas. Am găsit-o la Cult. Asta este punga în care a fost. Rochia aceasta deja v-am prezentat-o într-un vlog. Așa, apropo, să știți că în vloguri vă mai prezint chestii. De exemplu, în vlogul în care v-am prezentat rochia asta, dacă țin eu bine minte, v-am arătat și ce și-a cumpărat mami și mătușa mea, așa că dacă sunteți curioși, puteți intra acolo. Desigur, după ce vizionați acest video. Vreau să vă spun că îmi place mult, mult de tot această rochie. Mă bucur că am luat-o pentru că este foarte versatilă și casual, ușor de purtat. Merge purtat atât cu ștrampăni, cât și cu jegări sau fără nimic, când este foarte cald afară. Da, într-adevăr, este sport, o rochie sport, dar este un articol de care chiar mă folosesc, să zic așa, și arată super bine. În acel vlog nu am apucat să-i fac try-on-ul, adică nu am apucat să o probez. Numai bine că astăzi puteți să vedeți cum arată așa în ansamblu. Continuăm cu New Yorker. Am văzut că au adus articole foarte drăguțe în ultima vreme, iar mie mi-a tras cu ochiul un hoodie, adică un hanorac super fain. Este vorba despre acesta, care pare destul de simplu așa când te uiți prima dată la el. Cam așa arată. O să-l și vedeți mai bine în try-on. E super drăguț, are aici detaliul acesta cu inimioară. Îmi place mult de tot. Dar partea cea mai interesantă este când îl întorc. Când te întorci cu spatele, bam! Apare asta. Îmi place mult designul de pe spate, mai ales pentru că e super interesant. Îmi place mult de tot. Și are și mesaje faine, pentru că și asta este foarte important pentru mine, să aibă mesaje faine dacă tot scrie ceva pe hanorac. Arată calitativ și nu doar că arată, chiar este calitativ. Îmi place materialul pe care îl are de desubt, cam așa arată. Nu este foarte gros, însă este pufos și moale. Și asta e ceva important pentru mine, vedeți cam despre asta e vorba. Merge purtat tot așa, zice, primăvara, chiar și iarna dacă ți-e ceva pe dedesubt. Adică este un hanorac destul de versatil și îmi place să nu fie nici un material de la așa zgrimțuros, dar nici prea călduros. Ăsta chiar este exact ce îmi place. Și încă un lucru fain e că are buzunare. De fapt, un singur buzunar, tipul acesta aici în față. Și eu mă folosesc de buzunarele astea. Câteodată vreau să îmi las telefonul undeva și asta este o variantă bună. De ceva timp caut o fustă lungă de blugi. Am văzut la Zara și la Stradivarius, însă acolo se dau super repede și nu am prins momentul. Așa că m-am gândit că dacă tot sunt în Germania, hai să mă mai și pe la alte magazine. Și am descoperit acest magazin pe nume Geek. Mi-am găsit și fustă cu ocazia asta. Îmi place mult, mult de tot. Chiar vine exact așa cum îmi doream. Și cam așa arată. Să vă prezint. Este gri, lungă, simplă. Fix asta îmi doream pentru că vreau să fie o fustă versatilă. Să o port cu multe, în multe ținute, cu multe hoodie-uri. Să fie ca o pereche de blugi, să zic. Și să știți că mi se pare chiar mai faină decât o pereche de blugi. De ce spun asta? Pentru că
E mult mai simplu să o duci într-o variantă elegantă decât o pereche de blugi. Sport clar merge purtată, cu Adidas, cu platforme, cu hoodie-uri, tricouri și așa mai departe, dar în același timp merge purtată și cu pantofi, cu tocuri și cu bluze mai elegante. O ador, efectiv o ador și puteți să vă uitați la reel-urile mele pentru că cu siguranță o să fac tot felul de ținute pe care o să vi le prezint acolo. O să vă prezint și în clipuri, dar desigur și în reel-uri. Mai departe, să vedem ce se mai află aici. Dacă tot vorbim de hanorace, am găsit 3 hanorace superbe. În primul rând, acesta, care este simplu negru, cam așa arată. Materialul super fain, înăuntru tot așa, este fin și mai grosuț. Îmi plac mult de tot hanoracele. Avem nevoie de unul simplu negru, doar aici are un detaliu, scrie Los Angeles. Și da, ăsta iarăși l-am luat ca piesă basic, pe care să o am la mine în garderobă, să pot să fac tot felul de ținute. Am mai găsit și o bluză / hanorac faină, roz. În ultima vreme îmi place mult de tot rozul și când am văzut culoarea asta am zis, mamă, trebuie să încerc, trebuie să văd cum este și mi-a plăcut mult de tot. O să vedeți și în try-on despre ce este vorba. Ideea e că arată ca un hanorac, însă este mult mai subțire, are material de bluză, o bluză fină, se simte fain pe piele. O să vă arăt mai îndeaproape, poate vă dați seama despre ce este vorba. Are o glugă cu șireturile astea aici, așa pe alb și pe negru. Și în rest e destul de simplu, are scrisul acesta pe alb. Foarte faină. Ultimul articol de la acest magazin este tot un hanorac / bluză, la fel ca cel roz, doar că de data asta pe roșu. Arată cam așa. Acesta l-am luat într-o mărime mai mare, ăla este S, ăsta este M, ca să mai difere mărimile. Câteodată îmi place să am un hanorac mai larg, câteodată un pic mai pe corp și atunci e fain să diversific. Nu prea am hanorace roșii la mine în garderobă, așa că ăsta este foarte binevenit. Diferența este că, bine, pe lângă faptul că este roșu, are detalii roz, deci interesant, combinație de roșu cu roz. Scrisul acesta și la fel și șireturile sunt roz cu un pic de roșu. Continuăm cu Zara. Să știți că cred că începe să devină magazinul meu preferat. Înainte pe locul întâi era Bershka, dar acum mi se pare că pot găsi mult mai multe la Zara. Mami de mult avea Zara ca magazinul ei preferat, însă începe să-mi placă și mie mult, mult de tot. Am găsit niște articole faine, cool și casual unele. Asta e punga mică, mai am și o pungă mare acolo în spate, după cum puteți observa și acolo. Este o piesă bombă, o ador. O să vedeți imediat, stați cu mine. Bun, prima dată am să vă arăt două perechi de blugi. Am găsit niște perechi foarte interesante cu model vintage. Adică tipul acela de blug care pare mai uzat, dar vă dați seama că nu este uzat și arată super cool. Cam așa se prezintă modelul, ca să vi-l arăt așa mai îndeaproape, dar din nou cel mai bine vedeți în try-on. Însă, vedeți, are așa tot felul de detalii din astea mai gri, maro. Am luat o variantă mai închisă la culoare, cred că asta este, și mi-am una mai deschisă. În rest sunt simpli și asta și vroiam să fie simpli pentru că
Vreau să-i port cu toate hanoracele mele, să pot să iau la multe ținute și așa mai departe. Ideea era să aibă stilul acesta. Cred că wide leg se numeau, nu mai am eticheta, dar cred că așa se numeau. Asta este a doua pereche. Da, aceștia sunt ăia alți mai deschiși. O să-i pun așa mai aproape ca să vedeți despre ce este vorba. Vedeți? Foarte fain lucrați. Să trecem la fustă, ultimul articol din această pungă. No, fusta asta știu că v-am prezentat-o și în vlog. E bine, astăzi o să o și încerc ca să vedeți cum arată pe mine. Este vorba de o fustă lungă și scurtă în același timp. What? Asta ador cel mai tare la Zara pentru că scot niște piese atât de interesante și wow. Și asta caut. Să și casual, dar și wow să aibă. Câteodată ai chef de ceva mai interesant, câteodată îți trebuie ceva casual. Și Zara chiar are. E bine, cam așa arată. Ce-i fain la fusta asta e că merge purtată atât cu jegări, cât și cu ștrampăni. Eu am încercat-o cu jegări pentru că deja aveam jegăria aia pe mine și am zis că merge așa, dar puteți să jonglați în funcție de cât de sus puneți talia. De exemplu, eu dacă îi pun mai sus în talie, cum și place să port, mai bine îmi iau jegări. Dar dacă odată vreau să-mi iau ștrampăni, pot să pun talia mai jos și atunci se mai echilibrează treaba. Oricum, foarte interesant arată. Știu că nu este neapărat pe gustul tuturor, dar cu siguranță este pe gustul meu și al mamei, pentru că și ea și-a luat o pereche la fel. Suntem meci ca surorile și cu siguranță o să ne vedeți cu aceste fuste în vloguri, așa că stați pe aproape! Dați acolo subscribe și apăsați pe clopoțel ca să vă anunțe YouTube-ul, pentru că am impresia că în ultima vreme nu am mai prea anunțat că postez și chiar postez, așa că stați pe aproape. Continuăm cu punga mare de la Zara. Shiro, vii aici? Este Shiro aici jos, aici la noi. Hai vino, nu vii aici sus. Înainte să continuăm cu punga asta, hai să dau ceva. Hai să vezi. Hai să vezi, hai că ți-o dau ție. Hai, aici. Fentă, te-am fentat. Te-am fentat. Să-ți mă dau mai spate ca să-l vede și pe el. Uite aici. Aici. Te-am fentat. Da. Nu ți dau. O să și tu aici cu mine. La hol. Opa, așa. Bună tuturor, eu sunt Shiro și stau cu Patri la hol. Haideți să vă arăt ce se află în punga asta mare. Acum sunt plină de păr. Da, ce? Ce mă, ce? Botic. Boticul lui. Pam, pam, pam. Am aici dita mai materialul, cum să le zicem. Mi-am găsit rochia preferată. Da, efectiv mi-am găsit rochia preferată. Este superbă. E din blugi. Lungă. Voluminoasă. Și merge purtată în orice anotimp. Cum să vă arăt eu să vedeți despre ce e vorba? E cam așa arată. Vedeți, e mare. O să vă dați seama, cel mai bine din try-on. Are năsturei, deci se ia super simplu. Nasturi din aceștia. Are un material super calitativ. Și ce-i fain la ea e că poți să o strângi în talie cu cordonul acesta.
Eu i-aș și schimba cordonul, cel puțin așa din când în când, pentru că mi se pare că acesta nu strânge așa cum mi-ar place. Mi-ar place un cordon mai rigid, așa ca să-mi accentueze talia mai fain. Și probabil vă întrebați de ce merge purtat în fiecare anotim. Ei bine, dacă o porți exact așa cum e ea, cu mânecă scurtă, nu știu ce, merge foarte bine purtată primăvara când este cald sau vara. Are un material din blug, deci merge purtată. Dacă vrei să o porți când este mai frig, toamna, iarna, poți să-ți iei pe dedesubt câte layere vrei, pentru că nu o să se vadă. Deci e foarte fain făcută. Poți, de exemplu, să-ți iei o maletă pe dedesubt ca să-ți acopere mâinile sau ceva mai gros. Și eu am încercat-o în magazin. N-am mai intrat la cabină pentru că era super aglomerat. Și aveam pe mine pantaloni, bluză groasă, nu știu ce, și am luat-o peste. Și mă gândeam, wow, ce tare, că arată bine chiar și așa. Și am zis, clar, asta e o fustă superbă. Din try-on, nici nu cred că am putut să vă arăt exact cât de frumoasă este ea. Cel mai bine o să vă mai arăt în vloguri, așa când o să am mai mult spațiu, pentru că te poți și învârti cu ea. Este genul acela de rochie faină. Ce, Shiro? Ești de acord cu mine? Shiro e aici, lângă mine. Ia uitați-l. Este și el aici. Vrea să povestească și el cu noi. Așa-i. Bună tuturor! Dați subscribe la Patri pentru că facem multe videouri. Dați acolo subscribe, please. Așa le spui tu? Oh, minune. Asta e un moment de iubire. Bye! Nu plecați. Că mai am să vă mai arăt chestii. Dăm aici un bebe la care trebuie multă iubire, că dacă nu comentează. Așa doar că să știți ce mai fac eu între videouri. Da, trebuie ție iubire acum. Și vrei să te joci, stai aici. Nu aveam un plan să-mi cumpăr încălțăminte, însă am intrat la un magazin de pe centru, din Stuttgart, care se numește Imagine Moda, și aveau acolo niște prețuri pe care efectiv nu puteai să le ratezi. Mi-am găsit o pereche de botine vișinii la 5 euro, adică 25 de lei au fost și sunt superbe. Așa arată. Să vă le arăt mai de aproape așa. Nu au niciun defect, sunt comode, au platformă și designul lor îmi place mult de tot. Și a doua pereche pe care am găsit-o la 10 euro și acesta mi se pare un preț super bun pentru ce am găsit. Hai aici, Shiro, hai să-ți dau ceva. Hai nu mai plângă ce-i atâta. Ui, mă, vrei cutia asta? Ia! Așa arată. Sper că se vede. Sunt superbisim. Efectiv superbisim. Dacă auziți ceva pe fundal, să știți că este Shiro care îmi distruge cutia de papuci. Ce-mi place la ei este că au platformă aici în față și tocul este gros, ceea ce mă ajută să merg mult mai ușor pe ei. Mi-o dai mie? Mi-o dai înapoi? Știu că ți-am dat-o, dar mi-o dai totuși înapoi. E lăsat balele tale? Nu? Vrei să ți-o dau? Dă-ti în cotiță. Hai că mă mai gândesc. Căutăm altă cutie? Da, bine, hai, ia-o. Ia-o tu. Nu mai vrei? O iei sau nu o iei? Mi-o dai mie totuși? Bine, mulțumesc! E, nu? Acesta a fost haul-ul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, apăsați pe butonul de subscribe. Nu costă absolut nimica, așa că m-aș bucura să deveniți parte din familia asta minunată.
iar noi ne revedem la următorul clip. Ciao, să aveți o zi super! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.